încă de acum două săptămâni am deschis ofertele și suntem în procedura de evaluare. Au participat 6 firme la etapa următoare pentru căile de rulare, balizaj, apron și pentru canalizații. Această etapă este o etapă preliminară și sperăm că în luna martie-aprilie, în cazul în care nu vom avea contestații, să putem să dăm drumul la șantierul de la Ghimbav. De asemenea, pentru a continua aeroportul, în urma tuturor documentațiilor care le-am pregătit și în urma tuturor analizelor făcute, am luat decizia de a lua un credit, un credit care să satisfacă două aspecte. Pe de o parte, să putem să finalizăm proiectele pe fonduri europene, în care noi trebuie să asigurăm cofinanțare și sunt anumite sume care sunt neeligibile, care noi le-am aprobat ca și indicator tehnico-economic în cadrul proiectelor, în valoare de 45 de milioane de lei. De asemenea, 155 de milioane vor fi direcționați către finalizarea aeroportului, iar în perioada următoare vom face demersul la Ministerul Finanțelor ca această intenție a noastră de a lua acest credit de 200 de milioane de euro să fie cât se poate de repede pusă în practică, în așa fel încât să facem procedurile de achiziție pentru aceste obiective.